Dacă tot a fost o săptămână cu patru mormântări, mi-aduc aminte de cuvintele lui Solomon. În ultimul capitol din Eclesiastul spune, adu-ți aminte de făcătorul tău înainte să se rupă funia de argint. Este vorba de funia vieții. Și când se rupe funia de argint, se întâmplă două lucruri. Trupul sau țărâna se întoarce în țărână unde a fost luat. Iar Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Dacă aș începe prin a creona un cadru, mai ales în lumea noastră în care toată lumea ne îndeamnă să investim în lucrurile care au valoare, care țin peste timp, eu cred că este important să știi ce rămâne și ce pleacă, ce mănâncă viermii și ce primește Dumnezeu. Și Scriptura ne spune că niciodată nu primește trupul Duh, ci Duhul trup. Cu alte cuvinte, trupul acesta este o interfață, este ceva ce Dumnezeu dă Duhului care îl trimis de El ca să se întoarcă înapoi, să se poată plimba prin lumea aceasta a materiei, în bucla fărășirea deșertăciunii. Și nu cred că la întâmplare Domnul Iisus Hristos a zis, băgați bine de seamă în ce investiți, cum vă creșteți copiii, care sunt valorile care se merită să fie păstrate și încurajate și ținute și înmulțite în viața noastră. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, cu alte cuvinte, să adună tot ce poate pentru țărâna asta care o mânca viermii, în timp ce Duhul Rui, comoara din vasul din lăuntru, rămâne necrescută, necunoscută. Deci dacă plec de la textul lui Solomon, am un prim indiciu cu privire la în ce anume se merită să investesc. Cred că se merită să investesc eu și se merită să investesc în copiii mei, în a încuraja să distingă faptul, să înțeleagă faptul că dincolo de trupul acesta, indiferent ce aș putea da, indiferent ce aș putea face pentru el, există ceva mult, mult mai valoros, care nu va rămâne aici, ci Dumnezeu l-a rupt din sine și se va întoarce la el. Deci ăsta este un prim lucru pe care l-aș pune în mintea mea și a copiilor mei. Indiferent ce aș putea oferi trupului lui, dacă n-am avut timp pentru sufletul lui, dragii mei, am pierdut bătălia. Acum, noi toți vrem să dăm moștenire copiilor noștri, vreau să completez. Nu vreau să adaug ceva. Pe Dumnezeu, spune Noel Piper într-o carte de-a sa, nu-l putem da de moștenire. Dumnezeu se dă de moștenire. Dar ce putem face noi ca și părinți, din moment ce știm valoarea sufletului, că e veșnică? Să investim puțin mai mult în sufletele lor, eu zic că mai mult decât în, să spunem, vasul de lut sau în toate bunurile astea de care copiii noștri au nevoie. Și dacă ne gândim când așteaptă o mamă, o familie așteaptă un copil, cât timp investește în cameră, în mobilier, în hăinuțe, oare tot atâta timp investesc și pun deoparte pentru a se ruga pentru copilul care se va naște? Și atunci, cred că niciodată nu e prea devreme să ne rugăm pentru copiii noștri și niciodată nu e prea devreme să facilităm pe Dumnezeu, deci să fim canalele acelea prin care Dumnezeu este turnat în inima copiilor noștri. V-am mai spus de multe ori și de fiecare dată când am ocazia o spun. Mama mea, părinții mei au fost oameni simpli, dar nu pot și nu știu cum, dar nu a fost o clipă din viața mea, prin bune, prin rele, în care să mă îndoiesc de existența lui Dumnezeu. Și asta pentru că părinții mei mi l-au dat pe Dumnezeu, l-au trăit pe Dumnezeu în fața mea într-un mod atât de practic, de natural, încât mi-a fost mie mai ușor. Sigur că am avut și eu momentele mele, dar asta a fost un punct de referință. Modul în care părinții mei m-au învățat teama de Dumnezeu. Și eu cred că cu asta trebuie să începem cât de repede. Mulțumesc! Ieri am fost pus în situație în care mi-am amintit de exemplul pe care l-ați dat cu mulți ani în urmă, lunile seara la studiu, cu bagnota adevărată versus cele false. Printr-o minune mare, aveam, de fapt eram la un magazin și
cineva vrea să cumpere ceva și vânzătorul a spus, domnul respectiv, nu pot să vă schimb. Eu m-am uitat cu cadrul ocului și am crezut că avea domnul o bancnotă de 200 de lei. Zic, haideți că vă schimb eu. Era o minune că puteam să schimb banii aia. Dar de fapt bancnota era de 500 și era o și mai mare minune că puteam să schimb acea bancnotă. I-am schimbat, am numărat banii și după ce am plecat de acolo și m-am gândit, dacă bancnota e falsă. Și mă gândeam la exemplu pe care l-ați dat, dacă vrem să discernăm non-valorile, nu trebuie să ne apucăm să studiem toate falsurile din lumea asta, pentru că e o poveste fără sfârșit. Și să aprofundăm, să distingem detaliile fine ale bancnotei adevărate. Și în acest context vă întreb dacă puteți să ne dați o enumerare a unor valori ale lui Dumnezeu care trebuie să ne obișnuim, pe care noi trebuie să ni le însușim și pe care apoi e bine să le transmitem copiilor noștri. N-am pregătit o listă, dar țin minte o experiență din viața noastră. Eram la Oradea și ne întâlnisem din toată țara atunci, eram în procesul ucenicizării, aveam învățători veniți din Apus, care Dumnezeu i-a folosit să ne crească și noi eram tocmai în procesul definirii unui ucenic. Și venise atunci ca să vorbească un om din vest, un om de afaceri care era creștin și ne-a pus o întrebare. Dacă ai venit înaintea lui Dumnezeu și te-ar întreba sau ai vrea să-i spui care sunt valorile care te definesc ca ucenic, noi spuneam așa, un ucenic trebuie să memoreze 72 de versete cel puțin, dacă n-a memorat 72 de versete, n-a trecut școala. Un ucenic trebuie să aibă timp de părtășie cel puțin 5 zile din 7. Un ucenic trebuie, și era o listă lungă de lucruri care trebuiau făcute. După care omul nostru a zis, imaginați-vă că pe Dumnezeu îl interesează câteva lucruri, de pildă smerenia, cinstea, dragostea. Și a început să le înșire și ne-a pus o întrebare simplă. Puteți să măsurați vreo una din ele? Noi am rămas cu gura căscată și am pus din mână jos toate jucăriile noastre, pentru că realmente valorile care îl interesează pe Dumnezeu nu le poți da copiilor tăi ajutându-i să memoreze 72 de versete sau învățându-i să-și facă timpul de părtășie cu regularitate. Toate acestea sunt simple instrumente. Elementul pe care îl ducem cu noi este caracterul nostru, caracterul lui Hristos care se sapă în noi. Și eu cred că caracterul acesta se poate săpa în copiii noștri prin lucruri absolut banale, dragii mei. Lucrurile care sunt la îndemâna oricărei mame în bucătărie, în timp ce schimbă copilul, în timp ce îi spune o poveste. Țin minte că Nora povestea copiilor în fiecare seară. Aveam un pat pe care l-am făcut eu dintr-un Neckerman și Andreea dormea în sertar, Beni dormea la mijloc, Filip dormea sus. Și înainte de culcare, Nora trebuia să tac de min, da? Să pună, nici cu un copil nu mergea la culcare. Dar ascultam povești, spunea povești, ne rugam cu ei în fiecare seară, Nora ducea greul acesta. Și eu cred că cu lucrurile acestea banale poți să sapi în inima copilului tău lucruri extrem de importante. Casa noastră era mereu plină cu oameni. Copiii noștri au învățat respectul stând între noi în timp ce studiam Scriptura. Au învățat, dragii mei, să slujească luând din mâna lui Nora farfuria cu sandvișuri și servindu-i pe musafirii care erau în casa noastră. Și eu cred că în felul acesta, în viața absolut normală, copiii noștri pot deprinde caracterul cristic. Și eu cred că ăsta este lucru important. De cele mai multe ori, noi ne străduim să le dăm doar instrumentele, fără ca să ne întrebăm ce realizează cu ele sau ce s-a realizat prin ele în viața lor. Cred că eu nu am fost prea organizată când am fost mamă. Adică am fost într-o anumită măsură, dar erau lucruri la care nu renunțam. Și am știut, copiii învață prin rutină, cel puțin în prima copilărie. Și rutina pentru ei este foarte importantă. Nu astăzi fac un lucru și îl mai fac peste două luni sau când mi-aduc aminte. Și atunci și treaba cu cititul seara. Ei știau, erau timpul nostru împreună și le-am citit, am știut ce le citesc, nu le-am citit orice. Deci trebuie să avem o agendă pentru copiii noștri, să urmărești ceva, înveți ascultare, atunci ești cu ochii în patru să vezi, poate într-o lecție de la școală învață despre ascultare. Și erau multe, pe vremea aceea erau texte foarte bine alese pentru
copii și le exploatam. Și dacă ne propunem, că totuși, dacă este o valoare care, și valoarea valorilor, să zic așa, este Dumnezeu și relația cu Dumnezeu. Eu nu pot hotărâ pentru ei, dar eu asta am pe agenda mea. Și atunci, în fiecare zi, mă rog dimineața, Doamne, ajută copilul meu să te cunoască astăzi mai mult, ajută-mă pe mine să te arăt mai mult. Pentru că ăsta este modelele pentru copii, dincolo de mai importantă decât rutina, este modelul, exemplul viu. Să trăim în fața lor ceea ce predicăm. Și copiii ne simt foarte repede. Deci nu putem fi ipocriți în fața lor. Și atunci când trăiești în fața lor așa, mai greșești, ești gata să-ți asumi greșelile, să-ți ceri iertare, el să vadă cum te pocăiești în fața lui Dumnezeu, în fața poate a soțului, a soției, și el așa învață. Dar relația cu Dumnezeu până la urmă este și din rugăciune, este și din cititul cuvântului. Și eu cred că dacă o familie își face un, iar să-i zic, rutină, din a se ruga, măcar la masă, dar eu îmi pun întrebarea, câte familii mai stau împreună la masă? Asta e retorică, nu trebuie să-mi dați răspuns. Ei, dar dacă la masă, asta era una din rutinele noastre, la care oricine venea, putea să vină ministru, stăteam toți cu copii în jurul mesei și ne rugam. Și, desigur, mai punea musafirul să se roage și bietul Filip, care, așa, în creștere era mai flămând, zicea, pune amin. și asta era parte din... Dar au fost acolo și, totuși, rugăciunile se aduceau problemele lor, problemele altora, pe urmă seara. Deci asta vreau să vă spun, o rutină bine țintită. Tu știi, ca și mamă sau ca și tată, ce urmărești. Acum toți suntem ocupați, pentru că asta este, poate noi n-am fost așa de ocupați ca și voi, dar indiferent măcar unul dintre cei doi poate să continue rugăciunea cu copiii, să nu rămân așa, ne rugăm numai din când în când sau numai când avem probleme. Pe urmă cu cititul v-am mai spus, seara când găsești timp, acum dacă nu citești, ar fi frumos din Biblie, era Biblia cu ochișorii micuți și le citeam și le povesteam și mai dramatizam și eu, așa cum, ce frumos a povestit Valentin. Deci toate acestea sunt instrumente prin care tu urmărești care e scopul, valoarea valorilor, să-L arăt pe Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu și să mă rog ca atunci când vine momentul alegerii să aleagă pe Dumnezeu. Eu nu pot alege cât am vrea să alegem în locul copiilor noștri, dar să-L aleagă. Și mai este un, că atunci am termin ideea asta legată de teama de Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu, este partea comunitară cu biserica. Și acum dacă m-ați chemat, îmi spun eu un of de al meu și o și o bucurie. Ce am observat eu așa de câțiva ani, foarte puțini părinți își aduc copiii la biserică. Sigur, la serbări, uitați câți copii sunt. Să vedem celelalte zile în care n-aveți program. Ori asta este o mare pierdere. Eu am crescut în biserică cu, de la bătrâni până la toți am fost împreună. Mama mă ducea la toate mormântările. Am plâns după toți moșii și babele din biserică, ca și când ar fi fost părinți, bunicii mei. Dar am câștigat enorm, enorm, nu vă imaginați. Și acum știu care soră cânta, ce solo la cor avea. Și mă mișca atât de mult că mă ascundeam de ceilalți copii și plângeau. Așa de mult îmi plăceau cântările. Pe urmă rugăciunile, știu unde stăteau frații prin biserică, cum se rugau. Asta a fost parte din viața mea și eu cred că mi-a făcut bine. Acum nu vreau să zic că școala duminicală nu atac, nici școala duminicală, nici restul. Dar școala duminicală, o spun așa, cu toată... Domnul mă aude și este doar ceva care completează, nu este o alternativă. Educația spirituală ține de părinți și trebuie făcută acasă. De când îs mici, bebeluși. Și atunci se completează cu școala duminicală, ce frumos se ocupă de copii. Dar dacă acasă ei n-au același lucru, e o mare pierdere. E o mare pierdere. Și eu cred că... copiii, dimineața, am văzut-o pe fetița mai mică a lui Simona și
au luat o frântură din predică și zice, ce înseamnă drumul spre casă? Eu cred că Simona putea să se folosească când o mers la masă să-i explice la toți copiii ce înseamnă drumul spre casă. Dacă fetița aia care câți ani are? 5 ani. Dacă fetița aceea de 5 ani ascultă, deci crezi că ea se joacă, crezi că dormitează? Nu, a ascultat. Numai să vă întrebați copiii acasă cât înțeleg din predică. Și dacă numai un cuvânt o înțeles, e mare lucru. Și eu cred că ar trebui cumva să aranjăm, mă bucur că câte o grupă vine așa pe rând și în programul de slujba bisericii. Cu asta închei. John Piper spunea, la ei în biserică toată lumea participă la programul bisericii și acolo e scurt probabil, ca și la noi o oră jumate mi se pare foarte scurt și copiii, el spune așa, dacă un copil învățat să se închine acasă, adică să stea cu minte la rugăciune, să stea să cânte împreună cu familia, imposibil să nu poată face acest lucru și în biserică. Sigur că nu de bebeluș, dar spunea de la 3, 4, 5 ani ar trebui copilul acela să poată sta lângă părinții lui, liniștit, și dacă se mai foiește, nu-i nimica, nu-i sfârșitul lumii. Nu? Deci asta este încă un amănunt care am vrut să-l spun și era așa un of al meu și o supărare că nu vin copiii cu părinții la biserică. Acum, în schimb, de vreun an am văzut că s-au schimbat lucrurile și vreau să felicit părinții, așa cum felicit mamele care au ajutat copiii în program. Ce frumos a fost! Mamele cele care le-am văzut. Mulțumesc! A sublinia un lucru, Nora l-a spus, copiii învață cel mai mult prin exemple. Spuneți-mi, cum aș putea să-l învăț pe copilul meu respectul față de părinți, cinstirea părinților, dacă eu trăiesc în disrespect față de soția mea, dacă țip și urlu la ei? Deci, cred că tot ce nu modelăm noi înaintea copiilor noștri, nu vor avea nici ei. Dragii mei, copiii aud mai tare viața noastră decât vorbele noastre și asta este adevărat la orice vârstă. Noi n-am putut, eu cel puțin n-am putut să dau foarte mult copiilor mei, dar am ales să trăiesc foarte deschis în fața lor, să-mi cer iertare de la ei ori de câte ori le-am greșit, să stau să discut lucrurile care le-au rele în viața mea și să le cer ajutorul. Și copiii cred că văzându-mă pe mine, străduindu-mă să adun aceste valori în viața mea, ei înșiși le vor aduna mai târziu. Deci, nu uitați, noi modelăm valorile înaintea copiilor noștri. Nu îi trimitem la școală să le învețe. Ei le învață de la noi acasă în lucrurile cele mai mărunte. Aș avea încă o întrebare de natură teoretică și apoi aș vrea să mergem spre exemple mai practice, pentru că știu că sora Nora s-a pregătit în zona asta. Așa cum aminteam în introducere, spuneam puțin de yoga, bio, de energie și alte curente și alte practici și mai departe. Ați putea să ne dați o paradigmă de cum să ne apropiem de orice lucru de care nu am auzit și de care nu suntem convinși că e bine sau e rău? Pentru că poate peste 10-20 de ani vor veni alte lucruri, dar adevărul lui Dumnezeu este același. Care sunt pașii pe care trebuie să-i facem în a cerceta aceste lucruri? Pentru că a face un 30 de capitole cu yoga, cu alte practici sau curente de gândire, e un nonsens, până la urmă. E ca și cum ai studia nouă valorile. Este un domeniu pe care eu nu-l cunosc, nu l-am practicat. Dar când am auzit tematica voastră, pe care probabil ați împins-o pe data viitoare și bine ați făcut, am sunat pe un prieten de-al meu care a făcut karate la cele mai înalte niveluri. Și acum am fiat doi băieți și l-am întrebat simplu, ți-ai dat băieții la karate? A fost o pauză la telefon, după care mi-a zis, ferească Dumnezeu. Eu m-am surprins, am zis, de ce? Știți ce mi-a răspuns foarte simplu? Hristos m-a învățat să întorc și celălalt obraz. Iar eu îl învăț să se apere. E adevărat, și tatăl meu mi-a spus, dacă vii acasă bătut, te mai bat și eu odată. Au fost cuvintele tatălui meu.
Dar dacă te prind că dai în cineva, ai încurcat-o. Nu știu cum să le pui pe astea două la oaltă. În schimb, imaginați-vă toate lucrurile. Dacă aș lua doar Efeseni capitolul 4 și să văd cum este caracterizat omul cel nou. Omul vechi trebuie dezbrăcat, omul nou ce trebuie îmbrăcat. Ori îmi spunea prietenul meu că atunci când mergi la concursuri și te lupți, mai ales în astfel de domenii, primul lucru pe care trebuie să-l înveți este să urăști. Dacă nu urăști pe dușmanul tău, n-ai cum să te repezești la el, să-l învinzi, să calci în picioare. Ori, în toate aceste lucruri, dragii mei, tot ceea ce pompăm în copiii noștri este mândria. Ori spuneți-mi, ce merge înaintea căderii? Nu cumva tocmai mândria merge înaintea căderii? Deci gândiți-vă la lucrurile care se sapă în copiii noștri prin diversele lucruri pe care le dăm. Noi gândim doar pe un culoar foarte îngust, dar în ultimă instanță, ce e un caracter cristic? Cum vor ajunge copiii noștri să-l dobândească? Eu cred că e foarte, foarte important să mă gândesc la toată paleta implicațiilor direcției în care mă împing copiii. Inclusiv la școală, de pildă, toată strădania noastră de a-i face să fie number one, da? Numărul unu în toate. Știți ce am aflat despre Roa? Ieri a fost mormântarea ei. Oriunde a fost, în Irlanda, de pildă, a primit o diplomă specială făcută de școală, în care era, chit că era o venetică, abia ajunseseră acolo, Adi și Claudia erau la programe postdoctorale de scurtă durată, câteva săptămâni sau luni de zile, a primit o diplomă pentru cea mai sociabilă ființă. Deci nu era clasă în care să nu se așeze lângă cel mai neglijat dintre elevi. Sau poate un autist care e acolo, sau un Down sindrom, care era în casa respectivă, o iubeau copiii și se lipeau de ea, toți copiii aceștia marginalizați. Ei, cum sap în copiii mei așa ceva? Îl văd pe Domnul Iisus Hristos apropiindu-se de marginalizații societății, apropiindu-se de cei neglijați, de cei lăsați deoparte, ori când te uiți la societatea în care trăim, toată societatea este clădită pe un cu totul alt calapod. Există un mers al lumii acesteia și când mă las dus de curentul acesta, nu fac altceva decât să mă împing copiii în aceeași direcție. Eu nu cred că copiii noștri trebuie să fie blegi. A fi blând și a fi bleg sunt două lucruri diferite. A fi blând înseamnă a avea forța lui Moise și curajul și puterea lui de a ieși din competiția afirmării de sine. Ori eu cred că în toate aceste lucruri, tocmai asta facem noi, împingem pe copiii noștri pe această pistă afirmării de sine. A neglijării celorlalți, a călcării celorlalți în picioare. Ori întrebarea mea este, când mă uit la Domnul Iisus, cum o să învăț copilul să întoarcă celălalt obraz? Cum o să învăț copilul să facă ce nu fac colegii lui? E o întrebare care m-aș bucura să vină să răspundă alții care văd poate și o fațetă pozitivă în toate lucrurile astea și eu cred că lucrurile trebuie scântoase și pe o față și pe alta. Dar gândiți-vă, pentru ce ne pregătim copiii noștri? Să fie biruitor doar aici în cele pământești sau avem țeluri un pic mai înalte decât atâta? Să ne gândim la sufletele lor, să ne gândim la veșnicia lor. Sigur că sunt foarte multe lucruri acum pe piață și să nu uităm că trăim în postmodernism și chiar dacă sună pompos, titlul totuși e caracterizat printr-o confuzie, deci foarte greu. Trebuie să știi foarte bine, să cunoști foarte bine originalul ca să poți să distingi falsurile. Și atunci eu nu mi-aș împinge copilul în ceva în care nici eu nu cunosc prea bine și nici în ceva în care nu știu dacă mai este drum înapoi, că tu zici, îl trimit să învețe să se apere. Dar l-ai pus tu cu bună știință și mă gândesc dacă nu mai vrea să renunțe și dacă vrea să meargă mai departe. Deci asta este o problemă delicată și o să vă vină specialiști și probabil că o să lămuriți lucrurile. Tot în postmodernism este sincretismul acesta religios și dacă vă uitați și yoga și toate, tot ce se practică acum, îl au pe Hristos sau o iconiță sau o cruce, nimeni nu o să vină să respingă pe Hristos. Dar Hristos nu este calea, ci Hristos este o cale.
Și aici ai problema, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Ce aș încuraja eu părinții, ca și părinte și ca și, am fost și profesoară, și am văzut că nu prea veneau părinții să vadă ce învăț eu, am fost dirigintă, puteam să le spun orice, cred că, nu știu. Dar aș fi vrut să vină cineva să stea în bancă să vadă ce învăț. Dar vreau să vă zic, cel puțin când copiii mei au fost așa prin ciclu 2, după 1990 a fost așa un boom al religiilor, falselor religii, să le spun, asiatice, cu yoga, cu tot felul. Și erau foarte, foarte mulți, destui de mulți români inițiați care mergeau și țineau ore de dirigenție. Și fiica mea era la Shinkai și noi întotdeauna am discutat despre școală și copiii ne spuneau, care Andreea mai mult, Filip, așa și așa, cel mare nu-i vorbăreț din fire, deci trebuia să tragem de la el. Dar Andreea a venit de la școală foarte marcată și mi-a spus, uite mamă, a venit o doamnă care ne-a învățat că, știi, noi suntem de fapt Dumnezeu și trebuie să ne străduim așa, să facem anumite lucruri, de exemplu ne-a pus să ținem așa brațul până când nu-l mai simțim și ea tot, sigur că tot o povestit și sigur la prima ședință m-a ridicat și am spus, doamna dirigintă, consider că trebuia să ne cereți părerea părinților, nu invitați fără știrea noastră și zic, sunt foarte supărată și contrariată, zic, uite, ei fac religie, fiica noastră putea să facă religie la noi la biserică, dar ea a fost opțiunea ei să facă religia ortodoxă și suntem foarte mulțumiți, dar știu că preotul învață despre Trinitate și învață ce înseamnă Trinitatea și învață că este un Dumnezeu personal care îi pasă de noi și doamna vine cu Dumnezeul ăsta care îi unde îi și în toate și nimic și până la urmă noi și nu în noi și așa, zic, creează așa o confuzie. Și diriginta a avut o atitudine foarte bună și a cerut scuze, dar părinții, și dați-mi voie să vă spun universitari, cred că noi eram cei mai modești acolo, între părinți, universitari au fost pur și simplu șocați. Acum, doamnă, ce vrei? Acum lasă să știe. Deci nici unul nu și-a pus problema, confuzia care se poate crea în copii. Adică lasă să știe că în final o să aleagă ce vrea. Adică cum? Chiar ce vrea să aleagă? Eu nu vreau copiii mei să aleagă ce vor. Eu vreau copiii mei să aleagă ceea ce trebuie, să-L aleagă pe Dumnezeu. Și sigur că am fost mult mai atentă, n-am mai lăsat-o în excursie, am discutat cu ea și în final s-a mutat de la școală, deci în clasa nouă a dat admiterea la noi. Dar de ce vă spun? Dacă nu se dezvoltă cu copiii o comunicare în ei, care ei să vă spun, așa într-un mod, nu ca un interogatoriu, dar el se pare natural să spună ce a învățat la școală, ce a auzit la școală. E foarte greu de pistez ce se întâmplă. Și credeți-mă, în America, circula pe internet un interviu, o doamnă iar scandalizată ce se face în școlile publice. În America, dacă eu ca profesoară le spun acum înainte de Paști, le spun Hristos a înviat sau le spun aveți un Paște fericit, a doua zi nu mai am post. Dar dacă le spun, de exemplu, cum era pe internet, era o profesoară le-a zis, imaginați-vă copii că o lună sunteți musulmani. Aia înseamnă să vedeți ce mănâncă musulmanii, să vedeți cum țin postul, să vedeți cum se îmbracă, să vedeți religia lor, nu este nicio problemă. Deci nu știm niciodată lucrurile cum o să fie și la noi în școală. De aceea să vă intereseze, asta o spun ca profesoară acum, să vă intereseze ce învață copiii dumneavoastră, ce face diriginta cu ei, și asta este, acum tot mai mult se pune accentul pe o colaborare între elev, factorii de educație, elevul în centru, desigur, asta e altă poveste, elev, profesor, părinte. Așa că aveți dreptul ca părinți să vă interesați ce se învață, ce învață copiii dumneavoastră, mai ales în domeniul ăsta. Mulțumim. Concret, cum învățăm respect, decență înținută, curăție, cinste și corectitudine?
prea mult. Să le luăm pe rând. Așa, întrebări. Sigur că astea toți, fiecare părinte asta vrea să învețe. Problema la care se pune când să înveți. Cum să înveți când ești de dimineață până seara plecat? Ca să te odihnești un pic. Eram la grădiniță maghiară, un vecin de noi, și am venit acasă cu un avionaș de metal. Și că am intrat bucuros în casă, mama s-a uitat la el și zice, de unde l-ai? Și eu zic, mi l-a dat, și spun numele prietenului meu, era colegi de grădință, și ea mă întreabă, mama știa ce se vorbe în capul meu, cu cât l-ai cumpărat? Zic, eu cu un leu. Opa! Leul acela trebuia să-l am de undeva. Am primit o mamă de bătaie, o trebuie să dau înapoi avionașul, am rămas și fără leu și mama m-a învățat, de la grădiniță începând, cinstea. Da? Să nu iau bani din casă, niciodată nu încuia sertarele, erau acolo, dar era cu ochii pe noi. Și eu cred că nu există lucru ușoare în casă prin care să nu poți să înveți pe copil respectul, cinstea, tot cele pe care le-ai înșirat. Norica, te las pe tine. Acum, cu privire la cinste, iarăși ca profesoară, fără să vreau, așa m-a marcat și am făcut-o cu multă pasiune și parte din viața mea a fost catedra, deși an puțin am lucrat, puteam lucra mai mulți, dar a fost suficient. Ce să vă spun, ce am văzut eu acolo cu copiatul? Ne luptam cu copiatul, deja eram în... Făceam la subiecte, ce să vă spun, pe rând, fiecare, numai că n-am făcut 30 de subiecte, că era foarte greu. Și tot în, mă copiam. În liceu creștin, vă rog să nu uitați. N-am avut telefon mobil nici în ziua de astăzi, pentru că am fost copiată cu telefonul mobil, am aici elevi. Ăștia au fost eminenți. N-or copia niciodată, au fost the best. Cu unul am avut probleme cu caietul, că n-am reușit 4 ani de zile să-l fac să aibă caiet. Are acum laptop și nu mai e cazul. Dar erau câțiva, deci să nu credeți că asta e liceul creștin. Nu, am avut câte unul. Și știți de unde venea cu copiatul? Din școala primară, cum să-i zic. Acum nu-i mai cazul, că avem de la clasa întâi. Veneau de acolo cu copiatul și așa era lipit de inima lor și mulți se luptau, era ca și o adicție. Se luptau și se pocăiau și... Deși se pedepsea foarte aspru la noi copiatul, problema era că eu nu-i prindeam. Îmi pare rău. Nu-i prindeam, că dacă... Dar nu i-am prins și știam că m-a copiat, că doar în limba engleză e grea, deci nu, imposibil să nu faci greșeli. Dar vreau să zic ca părinți... Că aici vreau să ajung. Cum înveți cinstea? Păi nu vine cu 10-le ăla când tu știi că nu au muncit, că dar sper că știi cât au muncit pentru o teză. Mai degrabă stai și învață cu el. Eu stăteam și, să știți că am învățat cu copiii mei. Când aveau teză, mă rugam pentru ei ca și era, ce să zic, o zi cosmică. Și mă rugam pentru teza aceea. Și dacă o lua notă mică, nu-i nimic, data viitoare te străduiești. Deci să nu fie presiunea asta în notelor, că mulți copiază și din pricina presiunii care o punem asupra lor. Copiii noștri au foarte multe daruri. Unul poate să fie de nota 10, altul nu-i nimic, e de nota 6. Preci știe ceva, știe să slujească, știe să zâmbească. Ei, asta trebuie să dezvoltăm în copii. Nu pot să fie toți doctori, nu? Și așa trebuie să ne uităm la copii, valoarea aceea că a pus-o Dumnezeu în ei. Și dacă, sau ca și meserile, acum se pune mare accent pe... Dar orice meserie e frumoasă, dacă o faci cu pasiune, am auzit data trecută, o faci cu pasiune și o faci ca pentru Domnul. Și asta se învață de mici. Deci asta e cu cinstea, cu aici. Acum, dacă i-aș întreba pe copii ăștia, că ori copiatoare mi-ar spune... Ăștia sunt prea mici, ea mai mare. Referitor la copiat, am avut o mare, mare dezamăgire când eram în facultate și am terminat facultate de drept, colegi care se pregăteau să fie procurori, judecători. Acum, hai că dacă vrei să fii avocat, era o mică scuză, glumesc, nu e nicio scuză. Dar mă gândeam, cum o să judece ăștia un dosar când el copiază? Ce judecător, mă gândeam, Doamne fer să ajung în fața lui cu vreun caz și eu știu că la examenul... și de drept civil, de penal,
o copiat. Și am, chiar avem un coleg care e într-o mare casă de avocatură cu mare renume, un tip foarte deștept, descurcăreț, dar copia non-stop. Sunt curios până unde o să meargă, pentru că într-o bună zi se va rupe ața și lumea își va da seama de impostura lui. Călin, acum este internetul. Puteam să fac niște proiecte la limba engleză deosebite și cu ei, dar nu le dădeam, știți de ce? Pentru că mergeau, erau mai deștepți în computer decât mine și cu copy-paste se făcea proiectul. Și eu m-am săturat să corectez internetul. Dar iarăși, dacă părintele supraveghează, eu îi spun, dacă și părintele, că internetul e foarte bun și sunt atâtea materiale, dar îl înveți cum să-și caute sursele, să dea bibliografia când o ia, să pună citatul. Sigur că profesorul trebuie să-l învețe, dar de multe ori îi prea mult, 30 de elevi. Și tu ca părinte, care tot, dacă tot avem școli înalte, apoi să stăm, să arătăm copilului și să-l ajutăm. Și asta este pentru mine acum, primești de cea mai mare internetul de copiat, că foarte ușor își găsesc absolut tot ce interesează. Am dat odată un eseu despre copiat, așa se numea, cheating, eseu. Și sigur, i-am învățat cum se face eseu, i-am spus 200 de cuvinte și am primit eseurile, dintre care unul, sigur, frumos listat, mi-a fost ușor să-l citesc, fără nicio greșeală. Până și un eseu pe copiat a putut fi copiat. Și atunci am renunțat. Pentru că trăim într-o epocă postmodernă în care ceea ce simt eu, ceea ce zic eu, este adevărul absolut. Am dorit să auzim niște linii de ghidare în ceea ce privește decența înținută. Cum putem să învățăm pe copiii noștri și în special pe fetele noastre sau ce înseamnă decență înținută? Pe amândoi. Ne trebuie o seară numai pentru asta. Dar fac o provocare. Eu am mai vorbit cu cei de la grupul de adolescenți și mă arat deschisă să merg să povestesc cu fetele și mă duc cu prietene, nu mă duc singură, dar n-am primit încă invitația. Cred că acolo ar trebui discutat, pentru că sunt mame aici, eu cred așa ca mamă spun și cum am avut și noi și fete și băieți, dar când iese pe ușă, eu văd cum iese. Și a fost de multe ori, n-a fost cazul fiicei noastre, dar cu băieții am mai avut că nu veneau în costum cum mi-ar fi plăcut mie la biserică. Sigur că asta a fost problema mea, n-a mai fost a lor, deci nu trebuie să fim absurzi. Dar cu fiica mea n-am avut, deși altele. Dar nu, ca și mame, eu cred că trebuie să ne uităm la ele. Și ce am mai observat eu, că nu putem epuiza subiectul ăsta, fetele nu știu ce înseamnă să te îmbraci indecent. Ele știți cum se îmbracă, ele nu vor să se îmbrace indecent, niciuna. Ele se îmbracă după cum le arată sticla. Acolo este standardul. Televizorul, moda și revistele de modă. Or, ca și fată serioasă, nu vorbesc creștină, ca și o fată serioasă care ai anumite, totuși, standarde de conduită, nu poți să te îmbraci așa, fără să dai de bucluc. Pentru că modul în care noi ne îmbrăcăm transmite un mesaj. Când te îmbraci provocator, înseamnă că asta vrei. Vrei să provoci pe cineva, vrei să atragi atenția. Dar ce mai vreau să spun, cât mamelor tinere, cât din timpul nostru îl alocăm să învățăm fetele că de fapt au doi oameni de îmbrăcat. Au și omul din afară care trebuie îmbrăcat frumos, decent, cu gust, nu trebuie să fie ca și acum 100 de ani, dar ai și omul din lăuntru de îmbrăcat. Și atâta, când vedeam fetele la școală și le vedeam, toate umblă cu pantaloni, așa, era la școală. Și când le mai vedeam cu o fustă așa mai, și niște ciorapi frumoși, și atâtea erau de frumoase și mă duceam, întotdeauna mă opream și le spuneam, te-ai îmbrăcat foarte frumos astăzi, ești foarte frumoasă. Și câte una, așa vedeai că îi radiază fața și zic, știi ce? Frumusețea aia inimioară se vede pe fața ta.
Și multe îmi veneau, ziceam, doamna profesoară, m-am pocăit. Eu le ziceam, că, într-adevăr, le vedeam drăguțe. De cum te-ai pocăit? Păi zice, uitați că vreau să mă botez. Și se vedea realmente transformarea din inima lor, se vedea pe înfățișarea lor. Ei, când de mici le înveți, uite, ești frumoasă, uite ce păr frumos ți-a dat Domnul, ce ochi frumoși ai, ce frumoasă ești, dar hai să fie și inimioara ta frumoasă. Și copiii, fetele înțeleg și așa cred că natural se dezvoltă, știind că au doi oameni de îmbrăcat. Cred că în lumea asta grăbită, problema noastră cea mai mare este că nu ne facem timp să ajungem la inima copiilor noștri. Dumnezeu face întotdeauna schimbarea dinăuntru în afară. Noi încercăm să rezolvăm problemele de afară, înăuntru. Și vreau să vă spun că niciodată nu ajungem la rezultat. Scriptura spune foarte, foarte clar, femeile în vârstă să învețe pe cele tinere, dar n-ajunge să-i spui ți-i prea scurtă fusta sau ți-i prea strâmți pantalonii sau ți-i prea mare decolteul, pentru că foarte multe nici nu se gândesc la asta. Eu am rămas surprins de pildă aici în biserică, când am stat de vorbă cu o doamnă, era deja căsătorită, una din surorile din biserica noastră, care îmi spune, eu niciodată nu m-am gândit la asta. Eu am rămas absolut blocat. Și pe urmă am început să mă gândesc la faptul că s-ar prea putea fetele din casele noastre să nu se gândească în mod conștient, este instinctual toată povestea asta. Cine o ajută pe ea să vadă mesajul de care vorbea Nora, pe care îl transmite? Ce zic băieții când te văd intrând în clasă în felul acesta? A fost un film pe care l-ați văzut și voi, un film. Era un plâns al unui predicator de la o biserică americană, vorbind bisericii pe față și deschis despre lucrurile astea, despre decolteu, despre pantalon, despre fuste scurte, despre îmbrăcămintea indecentă. Dragii mei, din păcate, dacă stai în prima bancă și tot timpul programului te văd că tragi de fusta aceea în jos și n-ai niciun fel de liniște, ceva nu-i în ordine cu tine? Nu-i în ordine cu felul în care te-ai îmbrăcat. Ori, eu cred copiii noștri și aici, mai întâi se uită la noi, părinții, și dacă pe mine mă văd îmbrăcându-mă indecent, ele se vor îmbrăca la fel. Și lucrul acesta simplu de văzut chiar și între noi. Acum, ca să ajung la inima copilului, trebuie să iau timp să stau de vorbă cu el. De pildă, se botează la 15, 17, 18 ani. După care ajung la facultate și le vezi îmbrăcându-se exact ca în lume. Nora îmi spunea că avea totdeauna un jerseu de rezervă în clasă ca să pună pe spatele fetelor care stăteau în fața băieților în bancă și nu știa ce să facă cu ele. Și asta veneau din familii creștine. Până la urmă, acum așa ca să glumă, vesta, era o vestă, că eu aveam multe veste peste tot și deja băieții cum le vedea zicea, no, vesta. Ori imaginați-vă că toți copiii aceștia ies din casele noastre. Datoria cui este să le privească? Fratele acesta în vârstă, care vorbea plângând femeilor din biserică, a pus toată povara pe spatele bărbaților. A zis, bărbaților, înainte ca soția voastră să iasă din casă, puneți-o să se aplece. Voi sunteți responsabili. Și eu cred că noi, tații, suntem responsabili pentru fetele noastre, nu doar să le lungim sau să le scurtăm fustele, ci în mod special să discutăm cu ele, să vadă mesajul pe care îl transmit prin simpla lor prezență. Stăteam de vorbă cu o mamă care se frământa cu lucrurile astea zilele trecute și m-a întrebat ce să spun copilului meu. Păi, în primul rând, spune-i că odată ce s-a botezat, a devenit mireasa lui Hristos și a devenit preot în împărăția lui Dumnezeu. Și ca preot în împărăția lui Dumnezeu, ea cheamă oamenii la ceva prin simpla ei prezență. La ce chem pe colegii tăi prin modul în care te-ai îmbrăcat? La Hristos? La reverență? Sau? Nu trebuie să spun mai mult. Și eu cred că lucrurile ar trebui să înceapă dintre noi. Poate că dacă lucrurile sunt neclare, ar trebui să ne adunăm. Unii poate într-o extremă, alții în alta, să vedem care este calea din mijloc. Dar în mod evident, veniți la o seară de tineri și uitați-vă, mai ales vara, cum sunt îmbrăcate fetele. Nu era luni seară, luni, ca mama mea să nu se înființeze la mine, să-mi spună, Beni, trebuie să facem ceva.
Acum mi-este penibil, dragii mei, să merg eu să vorbesc cu dumneavoastră, doamnele și fetele, despre cum sunteți îmbrăcați sau îmbrăcate. Și eu cred că este datoria mamei și datoria surorilor mai în vârstă să-și facă timp să ajungă la inima celor care poate nu pricep ce fac. O fac în mod instinctual, în mod involuntar, poate din neștiință. Dar lucrurile acestea trebuie discutate. Mulțumim. Am rămas cu un gând săptămâna trecută. Mama noastră spunea, nu e o rușine să ai o haină peticită, ci o rușine să te îmbraci sau să fii murdar pe haine. Ce facem când noi încercăm să transmitem o valoare de acest gen copilul nostru și cei din jurul lor încep să râdă de ei, să-și bată joc, să pună presiunea de grup, presiunea socială? Cum o contracarăm? Asta întotdeauna va exista. Presiunea de grup va exista întotdeauna. De aceea o școală care se respectă are uniformă. Disciplina unei școli începe de la și de la uniformă. Cât am fost în școală, am dorit foarte mult uniforma, pentru că cumva ar atenua presiunea aceasta de grup. Fica noastră, când era tot în Shinkai, era realmente traumatizată și pe bună dreptate. Noi nu am putut să ne permitem atunci să o îmbrăcăm, nici nu erau second hand-urile astea ca să iei totuși brand-uri, că mai găsești și pe acolo haine de marcă, și era așa o presiune pentru ea, și am povestit și, sigur, o înțeles și ea. Dar vreau să mai zic ceva, cu cele îmbrăcați de mici, cu Zara le îmbrăcați, Zara va fi prea puțin peste câțiva ani, credeți-mă. Și apoi o să lucrați de dimineață până seara, numai să puteți să vă îmbrăcați fetele și băieții cu... Eu cred că pot să înveț că orice haină care stă bine pe ea are valoare și să o îngrijească, și nu neapărat brandurile astea. Știți care e brandul nostru? Brandul nostru la fete e un duh blând și liniștit, faptele bune, astea caracterizează, astea e frumusețea unei femei și a unei fete, și a băieților îi să devină liderul care Dumnezeu îl vrea să-l folosească, să mai schimbe din lumea asta. Și când așa îi creșteți, eu cred că o să se mulțumească, cum a fost Benny înainte de a merge în America, mai și cu 5 peteciți de bunica lui, i-a lăsat soția, i-a pus într-un sac, s-a dus și a luat acolo ce vrut. Nu că nu ne-am fi putut permite, credeți-ne, niciodată împreună am zis nu oferim copiilor cât ne-am putea permite. De ce? Ca să învățăm că viața îi dură. Unul a ajuns, să zicem, ori a ajuns să-și poată permite acum, probabil, cât doresc, dar nu știi niciodată. Și mai degrabă, toleranța aceea la frustrare trebuie iarăși lucrat la ea din copilărie. Și cu banii, am văzut banii așa de ușor, erau cu banii, mă vedeam cum îi învârt. Îți pui sandwich de acasă, e mai sănătos, e mult mai economicos. Americanul când dă bani la copii, asta îmi pare rău că n-am practicat-o, târziu am aflat-o, îi dă un dolar, știți ce îl învață să facă cu dolarul? 10%, vorbesc de americanii creștini, 10% îi ia Domnului, 20% dintr-un dolar îl pui la economic, restul cheltuiești. E asta îl învață o lecție pe viață. Când o să aibă mii de dolari, o să știe. 10% a Domnului. Îmi pun deoparte, că s-ar putea să-mi pierd serviciul, și restul cheltuiesc. Și rămâi în șomaj, totuși ai o rezervă. Deci sunt lecții care pe noi ne-au luat astea pe nepregătite. Că luna trecea, în comunism salarul venea. Eu cred că dacă v-aș povesti viața mea de foarte devreme, am fost într-un fel bătaia de joc a clasei din pricina directorului. Era profesor de Constituție, director adjunct, ori de câte ori intra în clasă, mă striga, trebuia să mă ridic în picioare. Și prima introducere era despre pocăitul. Imaginați-vă că așa am crescut, trebuind să stau în picioare, să-l ascult vorbind împotriva mea, să-i văd pe colegii mei privindu-mă pe mine. Credeți că mi-a făcut rău sau bine lucrul acesta?
Dragii mei, un creștin este chemat să note împotriva curentului, vă place sau nu vă place. Nu puteți da drumul la vâsle din mână. Noi întotdeauna mergem împotriva curentului lumii acesteia și va trebui să înveți din frage de pruncie să nu te pleci, să nu te lași dus de val. Indiferent ce ar spune colegii, trebuie să stai în picioare, trebuie să spui adevărul. Și eu cred că lucrul acesta face bine copiilor, pentru că îi înveți adevăratele valori. Dacă îi alimentezi cu ultimul răcnet al modei și ai impresia că îi faci bine, vreau să vă spun, vă stricați copiii. Am auzit o vorbă de la un mare scenograf care face scenografii în cele mai mari teatre și opere din lume. Este român, a venit în țară și discuta despre experiența vieții lui. Și ne-a spus următorul lucru. Când am foarte multe resurse la îndemână, am cea mai puțină creativitate. Când n-am aproape nimic la îndemână, atunci dintr-o dată se dezlănțuiesc izvoare la care nu m-am gândit. Imaginați-vă la vremurile pe care le trăim. Nu poți intra în casă din pricina jucăriilor pe care le cumperi la copii. Știți ce fac cu ele? Le ridică, se uită la ea, o pune jos, vrea următorul. Nu știe ce să facă cu ea. Dacă vă uitați la Enescu, a început cu un cocean de porumb sau cu un tulei de porumb din care și-a făcut vioară. Un copil este înzestrat de Dumnezeu cu imense resurse de creativitate. Cu o bucată de lemn poate să facă tot ce îi trece prin minte. Noi îi omorâm creativitatea îngropându-l în jucării, îngropându-l în haine, îngropându-l în toate cele, ca să nu sufere cum am suferit noi. Scriptura ne spune simplu, dacă un tânăr nu poartă un jug în tinerețea lui, nu faci om din el. Și eu cred că din acest punct de vedere, nu le dați copiilor tot ce ați putea să le dați. Nu le faceți niciun rău. Învățați-i să nu arunce nimic, să refolosească. Ascundeți-le jucăriile pentru o lună, dați-le înapoi. Veți vedea bucuria imensă că își vede jucăria uitată. Învățați-i să dăruiască altora de fiecare dată din jucăriile lor, să le curețe, să facă o bucurie și altora. Și în felul acesta sapi în el, prin lucruri neînsemnate, valori eterne. Referitor la creativitate, aș vrea să întreb ce a spus. Urmăresc un sport cu motor și culmea, cea mai bună echipă, în ultimii doi ani nu este echipa cu cel mai mare buget, cu cei mai mulți bani și cu cei mai mulți oameni. Din contră, este echipa cu un buget relativ modest, dar cu un om extraordinar de creativ care știe cum să se învârte într-un anumit perimetru dat de regulament. Și sunt multe, multe exemple întâlnite. Aș vrea să mergem spre încheiere și aș vrea să vă provoc să despuneți un gând în loc de concluzie și apoi vrem să ne rugăm. Noi nu plecăm de aici, așa că nu trebuie să spunem tot ce știm în seara asta. Dragii mei, țărâna asta va arde cu tot ce-i pe el. Viermii vor mânca trupurile noastre. Nu ce adunăm în pumni va rămâne, ci ce punem în copiii noștri. Și eu cred că niciun sacrificiu pentru a pune în copiii noștri valorile eterne nu-i prea mare. Dacă ai o bucată de pâine mucegăită, taie mucegăiaul de pe ea, dă-o la copii, îi faci mult mai mult bine stând cu el, povestind cu el, ajungând la inima lui, decât oferindu-i toate mofturile pe care probabil colegii lui le au. Eu am crescut în primele case, în primele clase, dragii mei, fără să știu ce-i untul, fără să știu ce-i ciocolata. N-am știut ce-s lucrurile acelea. Haine cârpite am avut, dar curate. Aveam un coleg care când băga mâna în buzunar erau bagnotele de 100 de lei. Le scotea, uite așa, cu pumnul. Credeți că e mai fericit decât mine? În niciun caz. Puneți în copii valorile eterne și nu veți regreta.